Salut! Eu sunt Modelin, iar în cadrul acestui video review am plăcerea să vă prezint căștile de gaming Red Dragon Lago Pasmutus, model ce beneficiază de un design ergonomic, iluminare cu efect breathing și mod Bass Boost. Ca și în cazul altor modele de la producătorul Red Dragon, Lago Pasmutus are parte de un design interesant, în culorile specifice, negru și roșu, și de difuzoare mari de 40 de mm, capabile să ofere un nivel acustic mare de până la 115 decibeli. Căștile au o construcție foarte solidă, cu un cadru metalic pe care sunt montate cupele și bendița overhead. Cupele sunt mari și îmbrăcate într-un material moale ce imită pielea naturală. Acesta acoperă în totalitate urechile, oferind antifonare destul de bună și un confort sporit chiar și pentru cele mai lungi sesiuni de gaming. Partea exterioară este realizată din material plastic lucios cu câteva inserții de culoare roșie ce lasă loc pentru iluminarea căștilor. Bentița overhead este construită din același material ce imită pielea și este foarte moale și permite securizarea căștilor fără a fi nevoie de un alt sistem de reglare. Pe cupa din stânga găsim două potențiometre, unul pentru reglarea volumului, iar celălalt pentru Bass Boost și un buton de on-off pentru iluminarea de culoare roșie a căștilor. Tot pe această cupă găsim atașat și microfonul. Sensibilitatea acustică a acestuia este de minus 40 decibeli, iar în testele efectuate pe Skype am putut remarca o calitate audio foarte bună. Din punct de vedere al compatibilității, căștile de gaming Red Dragon Lago Pasmutus sunt dedicate în principal utilizării împreună cu un calculator, căci pentru a profita de toate caracteristicile pe care le oferă, trebuie conectată atât mufa USB cât și cele două mufe de 3,5 mm. Astfel, prin portul USB poți beneficia de iluminare și modul Bass Boost, iar cele două mufe audio sunt pentru transmisia sunetului. Chiar și așa, căștile pot fi utilizate și împreună cu dispozitive mobile, precum smartphone-uri sau tablete, folosind numai portul de 3,5 mm pentru căști. Cablul are o lungime de 2 metri, este destul de gros și învelit de un material textil împletit ce oferă o rezistență îndelungată. În concluzie, Red Dragon Lago Pasmutus este o pereche de căști de gaming foarte bună, ce redă sunetul foarte clar pe toată gama de frecvențe garantată de producător, adică între 20 de Hz și 20 de kHz, iar în testele noastre, gaming și muzică, rezultatele au fost foarte satisfăcătoare. Aici se termină review-ul căștilor de gaming Red Dragon Lago Pasmutus, pe care le găsiți în site-ul PC Garage, acces în linkul din descriere.